Start. Salut tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din Scrum Mechanic. Episodul acesta o să vreau să lucrăm la ceva mai complex, mai diferit. Și fiecare dintre noi care suntem mai puțin tipul acesta, care și face mașină, o să lucrăm la camera noastră. Bine, eu... Bă, asta e camera ta? Atâta. Da. Bă, păi tu ne vezi cât am platforma aia, eu pe platforma aia o să fac o casă întreagă și tu zici că ai camera atât? Eu fac în mari margini, birou mare, totul mare. De ce? Fă mă exact cât vine omul tău, tu ești tu, înțelegi? Tu din joc ești tu din real, fă exact cât tu ai, în realitate, adică mică. Oh, a sunat urât. Bun, și l-avem pe sniper aici, a, atâta mai e? Atâta mai, nu? Camera, da. A, ca, bine. Bun, și eu o să vreau să-mi fac casa, toată casa din realitate. Nu știu exact câte episoade o să dureze, dar dacă vă place cum sună ideea, nu uitați să apăsați butonul de like. Mă susțineți în felul acesta. Tell me what to do, what you really want to do. What? Așa zice ceva acolo. Da, mă, așa scris cineva. Bun, hai să începem. No, pun eu exact. Băi, o să mi le fac mărimile exact ca în realitate. Știi? Cum ar fi să îți faci un cub din carton și să pui ferete să nu mergi? Băi, cam atât am ușa. Pă, bă, unde fac? Merg cu cub, cub. Echipa cub, cub, cub. Revenir. Reuniuni. Unde-i Paul? Da, bă, să știi, bă. Așa vine în față, intrarea. Ei, mi-am pus parchet deci din lemn de brad. Lemn de brad, da? Cred că e un geam mai mare și unul mai mic, 6. Da, eme. Culoarea la pereți nu e chiar așa, dar n-am un roșu mai... mai roșu azi. Mai roșu, da. La sol. Un roșu mai negru. Prostici, mă, prostici, mă. Băi, fac exact cum e în realitate, deci nu altfel. În partea asta știu că vine spre mine, e puțin mai lung, aici se curbează, undeva pe aici. Bun, undeva pe aici vine, cum știu că vine geamul și vine și frigiderul. Și vine așa, după care mai vine, bam, se, sufragerie, bucătărie. Mare lag. Am lag? Băi, nu cred că am lag. În fine. Care mă ajută și pe mine cu platforma să mai măresc? Nimeni? Mulțumesc. Vă înghesuiesc. Apreciez ajutorul vostru. Hai că vine. Bagă-l pe băiatul ăla, că așa nu faci nimic. Da, ar fi bine. Unde vrei să-ți măresc? Încolo. Încolo, așa. Că n-am spațiu. Și aici știu că vine mai jos, bine, se coboară, vine într-un fel o chestie, eu o să fac puțin mai lung aici, nu? Cam atât. Vine pe partea asta. Bine, dar acoperiș mă apuc după. Și parcă vine camera mea, adică vine un perete undeva pe aici. Așa. Da, e spațiul ăla acolo, bine, e mai mic. Da, e mult mai mic. Și după vine camera mea. Cam atât ai spațiul ăsta de aici. Hai mă, te apuci? Eu ies când în locul. Când o hostie de muncă, gata, eu ies. Băi, nu ne încurci, deci chiar nu ne încurci. Poți să-ți faci mașina acolo în pace. Dar problema e că... Da, să nu ne încurci.
Dar dacă stai și îți faci mașina acolo, n-avem nici cea mai mică treabă cu tine. Nici cea mai micuță treabă. Câta dulapă am făcut. Îți bagi tot familionul în el, ia-ți. Cam așa. Aici am ușa de la beci. Bine, nu chiar. Bine. Vine un perete interior, așa. Și pe ăsta vin holuri, chestii. E puțin mai ridicat, gen... O să fac eu scări după. Gen, cum intri aici, vine pragul normal. Un prag așa, exact așa l-am. Și pe aici cu de-asta. Și după casa e mai ridicată. Gresie. Ce pun ca gresie? Black tile block de ăsta? Da, o să folosim tile block în loc de gresie. Pe aici am gresie eu. Ba, nu zici că e baia asta. Hero, ești o să folosesc lemn. Da, o să colorez, bine. Ah, îl bag în dulap ăsta. O să folosesc lemn pe post de parchet, dar la mine la intrare e gresie, ca să știți. Eu ies. Ok, am înțeles de prima oară. Hai mă, mărești platforma aia. Da, da, cum stai? Bă, pă bune mă, ce ți-am zis? Da, dar nu înțelegeam unde să o măresc. Pă bune? Model? Bă, ce model să-ți fac? Ți-am zis să mărești încolo, tu e fanina ei, mărești încolo. A, așa, bravo, cu două cuburi, a? Nu știu să dai memo. Ești inutil, frate. Bun, eu îmi fac interiorul, deci... Da, așa vine, vine o arcadă de aia. Și aici vine gen așa, voi pune lemn. Te descurci mai acolo. E destul sau mai vrei mărit? Două dale trebuiesc. Aici vine am scară. Mărit trei. E bun, e bun, e bun, gata, atât, baft. Sayonara! Ce bloc pune pe post de oglindă? Nu știu. Oglindă, taie-le blocul. Am găsit. Deci, prima oară eu să-mi fac casa goală, cum ar fi. Și după o mobilez. Bun, man, aici... Aici o să coboare chiar. Nu aici. Aici vine iar o ușă, cum ar fi. Așa și... E mai așa, gen... Vine aici, de fapt, sunt două cuburi, că aici am un raft, în fine. Cam așa vine ca idee. Repet, n-am gresie să pun, așa că pun lemn. Bun, după vine peretele ăsta, e mai gros. Mult mai gros. Bine, oricum, toți pereții sunt groși. Gen, ceva de genul vine. Bine, vă dați seama că tot vine așa. Și pragul ăla de la ușă, tocul. O să-l facem și pe ăla. Bun, chiar așa vine, nu glumesc. Da. Vine pe aici, coboară, da, asta, stai aici. Aici așa. Și aici după coboară. Bumți, bumți. Așa, am făcut-o pe platformă deoarece am și o cameră mai jos. Și de asta vreau să vă arăt exact cum e. Ah,
Așa, bun. Știu că vine o zonă ceva de genul. Cam... cam atâta e, să fiu sincer. Bine, e mai mare, dar am niște rafturi. Într-un fel sau altul. E undeva cam atât. Deci atâta este, dar... aici vine un perete așa. Stai și ca să unesc. Bine, oricum o să o aduc la nivelul care trebuie, că nu e așa înaltă. Și nu uitați să apăsați butonul de like dacă vă place. Da, peste tot am pereți groși. Bun, și aici vine ceva de genul acesta. Sunt făcute în fel de șifoniere în perete. Nu sunt foarte mari, dar sunt numai din lemn. Și aici se termină cu peretele spre baie. Da, așa ceva vine. Asta e casa ta, da, vreau să fac casa mea din realitate în Scrap Mechanic. Exact cam aceeași mărime, adică eu cât sunt în joc, atât e și în casa mea, de exemplu. Cam asta e spațiu. Bine, dar n-am făcut încă tavanul, trebuie să-l mai cobor. Bine, hai, poate mai mare sunt astea cu un cuptor. Bun, aici vine baia. A, da, am lambriu în casă, am uitat să specific, am lambriu. Deci o să trebuiască să pun așa pe pereți. Păi ăsta nu e așa îngust, mă. E, lasă, tai peretele, văd eu ce-i fac. Am uitat de lambriu, sorry. Bun, că și aici vine de la... da, peretele nu era chiar așa gros. Așa. Bine, aici, repet, vine tocul de la ușă. Dar nu mai am ușa, doar tocul a mai rămas de ea. Așa. Vine lambriul ăla pe aici. Bine, și aici la fel pleacă. Pereții ăștia o să trebuia să-i tai. Bine, ăsta e destul de măricel, să fiu sincer. Cum vi se pare ideea asta ce construiesc eu aici? E ok? Nu mai pune lambriu, lasă-l. Bă, vreau să fie cam la fel, știi? Să fie giugiuc. Haide, deja începe să arate mai bine. Bun, aici peretele ăsta vine mai gros el de fel și da. Bine, repet, pereții sunt groși și geamul e între, nu vine așa la mine. Dar, adică undeva de genul. Exact așa e la mine. Și după o să mă apuc prima oară de camera mea, să o fac, adică ce are nea mobilă and shit. Și după ne apucăm de celelalte. N-am foarte multe mobile, de scap ușor să zicem la partea aia. Voi cum vă descurcați, mă? Asta până acum să fac un dulap. Da. Așa vin la ambele geamuri. Da. Și culoarea casei e undeva...
Așa, ceva de genul. Și imaginați-vă că astea spre galben. Astea sunt așa. Exact așa, zici că e din Mario. Bine, nu vă să imit culorile exact, dar... cred că ați înțeles în mare, nu? Bine, vopsit-o la urmă. Dar ca să aveți o idee cum sunt astea colorate. Da, destul de nasol. Faci toată casa în live? Eu așa sper. Bun. Aici. Vine cât vine aici, așa. Și după care, bam, începe camera. Așa aici. Cum fac eu o priză? Hero! Hai să mai ajungi și pe mine, puțin. Da, da, sunt. Ferent, să mărești pe partea asta la altă. Cât? O platformă. Da, uite. Da, probabil casa medievală, nu știu, așa sunt, așa le fac. Am senzația că intru în casa proprie, bă bune, cum vine așa. Că mă enervează mereu partea asta. Ok, bun, hai să vedem. Și aici lambriu. Se duce așa. Și aici chiar. Și aici e un mic spațiu unde aprinzi lumina, la fel și aici e în perete spațiul ăla. Îl voi face, dar trebuie să bagi mâna în perete ca să prinzi becul de aici. Ok, bun. Ai mărit? Uh-huh. Mersi beaucoup, Barosane. Bă, camera mea cam... ups. Cât ar fi cam mărime, adică... Da, atâta-i, atâta-i. Atâta-i. Repet, înălțimea nu e adecvată. Cam atât. Și am un geam mic. Aici. E destul de jos. Da, e destul de jos. Ceva de genul. E pe mijloc? Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, cred că. Da. Gata. Cred. Bine, el e mai așa, să fiu sincer. De fapt, nu, pun perete de dublu, că geamul meu e, de fapt, triplu ar trebui. Dar ce geamul vine cam așa, da. Ok, și în față am un beci. Camera mea e deasupra unui beci. Ceva de genul, și aici vine beciul ăla. Care e din metal. Îmi vine așa. Și după tot coboară, știi? Exact așa vine, să mă baz de nu vine așa. Bine, repet, geamul trebuia un pic mai în interior și mai venea o chestie de asta pe el. Ceva de genul. Deslici-mi, bă, dă-te pe mult dacă nu vorbești, că se aude și crede-mă că nu mă atrage deloc. Să-ți fac linia la uși. Oh, demis. Și da, ușile astea sunt un albastru foarte urât. Nici chiar așa urât. De fapt, a prins. E, așa, da, așa e că e șters de la ploaie, săracu. E o culoare de genul. În fine, nu vreau să o imit sau ori fi mai închis. Așa e. Adică eu vreau să fac detaliile astea de genul. Bine, l-am colorat doar pe ăsta, nu mă apuc să colorez alte chestii. Bun, hai să terminăm camera. Turul casei, e ceva de genul. Bine, mai am o parte de sufragerie, baia, camera lui fratele meu, camera mea vine și aici vine un șifonier și aici intrare.
Bă, ai ceva loc intrare. Când ieși, da, uite, vezi ăla. Cam ceva de genul, știu că ieși în partea asta, așa. Bun, la mine în cameră nu se continuă lambriu. Am așa, vine tocul. Bine, punem noi așa. Da, fix așa vine. Zici că e casa abandonată. Păi logic, nene, n-are nimic în ea. Bun, și după ușă mai vine un spațiu cam atât și... Cam atât, da? Cam atât. Și vine perete. Bun, cam atât ai camera mea. Hai să ieșim din ea acum, să facem pe lui John. Bă, Hero, vină cu a. O ușă care funcționează, da, deci o să o fac exact ca lumea, mobilată, frigider, tot. Am zis, proiect ca lumea, va fi ca lumea de tot. Doar nu uita să apăsați butonul de like. Fii atent, vină cu a, ajută-mă, mărește și mie încoace. Două platforme. Una, două, știi? Bagă de bam, bam. Până atunci mă ocup de baie până faci acolo și să închid aici, desigur. Și aici o să vină un perete imens. Bine, și aici vine la fel de fapt, na. În fine, v-ați prins ideea că acolo e lumină. Bine, uite, o să fac așa. Și acolo e lumină. Gata, mă? Oh, hai că ești la a doua. Bun, bagă. De fapt, ești la prima. Oh, cum o faci pe a doua? Câțin level? Destul. Momentan lucrăm la casa mea din realitate. Da, nu uitați, diseară facem live la ora 8. Diseară la ora 8, 8 jumate. Sau 9, cel târziu. Dar cred că pe la 8 jumate deja începem treaba. Finish. Mersi, Barosane. Nu știu exact cât e spațiu. Știu că vine atât și mai rămâne și la el în cameră puțin. Ia, hai că fac pereții dubli. Că avem culori diferite, ca să poți să lucrezi la culori, nu de alta. Pe toate părțile o să le fac la camere dubli, de fapt. Că holul e o culoare, camera e altă culoare și vă dați seama că iese ciudat, foarte ciudat. Că eu am camera crem, fragile mea are albastră. Așa. Bun. La el camera cobori puțin. Da, cobori puțin din câte știu. Mă uitam să văd exact nivelul. Deci o să trebuiască să-i fac podeaua mai jos cu un cub. Și la el vine la fel un spațiu micuț cum am eu aici și gen după vine așa, cam atât. Da, cam atât. Nu se egale ușile. Cred că este egal, ia 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Avem la fel ușile, tot la fel. Ok, uite, facem așa. Da, așa vine lambriu. Și la el după vine mai jos toată camera. Hop, și nu. Oh, perfect. Nu mai trebuie să mă duc eu pe jos. Nu cade, n-a căzut.
Capitanul Knuckles mă apucă, nu de alta. Ok, bun. Să văd eu cum fac mobila în fiecare cameră. O să fie destul de interesant. Știți de ce? De exemplu, dacă vreau să-mi schimb ceva în cameră, în realitate, pot să fac prima oară în joc. Și văd exact cum ar da. Calmă. De asta și vreau să fac proiectul ăsta, pentru că vreau să-mi schimb câteva chestii în cameră. Gen să o fac albă și mobila să modific mai multe chestii. Bun, da, cam lung episodul. Vă las aici cu episodul ăsta, cam atât am făcut momentan. Episodul nu live-ul, continuăm după. Și ne vedem data viitoare. Pa! Nu uitați de like.